Singura prezentare a unui jucător român în Spania vara aceasta n-a avut rival. Kaká la Real 55.000 de oameni, Ronaldo la Real 80.000 de oameni, Tănciulescu la Hercules Alicante 200 de oameni, cu tot cu fotografi oficial și pază. Oricum, Corbul era obișnuit cu asistență redusă încă de pe Dinamo. Spaniolii din secunda și-au făcut însă treaba, iar fanii puțin și fideli au putut să-și admire noua jucărie, să facă poze cu ea și să-l vadă jonglând. A urmat conferința de presă, unde Danciu s-a lovit de o nouă problemă. Umblat pe afară doar la turci și la chinezi, Corbul a încercat să o dea pe spaniolă, dar fără succes. I hope it's nothing grav. Yes, I know. Farinus, no, playing Valencia, Inter. No, but have good players, good players. Yeah. Yesterday make a good game and he scored the same. Very, very good player, yeah. După intervenția translatoarei, Dănciulescu a mai spus că a venit în Spania datorită antrenorului Esteban Vigo, pe care îl cunoscuse două luni și la Dinamo. În final, Danciu a mai adăugat că o promovare în primera cu Hercules l-ar bucura la fel de mult ca un campionat câștigat la Dinamo. Corbul este cu toate actele în regulă, însă nu știe dacă va debuta în etapa de duminică împotriva lui Betis Sevilla, fiindcă nu este 100% refăcut.